Ursul păcălit de vulpe Adaptare după Ion Creangă Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile de altfel. Știm cu toții că vulpile sunt foarte și rete. Ea umbla o noapte întreagă după hrană și nu găsi nimic. Făcându-se ziua, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă. Cum ședea vulpea cu botul întins, îi vine miros de pește. Atunci ridică puțin capul și, uitându-se la vale în lungul drumului, zărește venind un car tras de boi. Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului, ca și cum ar fi fost mort. Carul ajunse lângă vulpe și, apropiindu-se de ea, țăranul ce mâna boii, o vede. Crezând că e moartă cu adevărat, strigă la boi. Aho, aho! Boi se opresc. Țăranul vine spre vulpe și se uită la ea de aproape. Văzând țăranul că vulpea nici nu suflă, zice. Bre, dar cum a murit vulpea asta tocmai aici? Ti, ce scurteică frumoasă am să fac nevestei mele din blana istui vulpoi. Zicând așa, apucă vulpea de cap și târând-o până la car, o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi. Hăi, joian, cea băurean, Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute, ca să ajungă acasă și să ieie pielea vulpii. Cum au pornit boii, vulpea a început a împinge jos cu labele peștele din car. Țăranul mâna carul iar acesta scârță din toate încheieturile. Peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele, unul câte unul de pe drum. Ce de pește mai avea acum vicleana vulpe? Avea să-i ajungă mult timp să mănânce pe săturate ba chiar îi mai și rămânea. După ce l-a strâns grămadă, l-a dus în vizuina sa din pădure și a început a mânca, fiindu-i tare foame sărmana. Tocmai când începuse vulpea să mănânce, ia că apare ursul cel pofticios în dreptul vizuinii sale. Bună masă, cu da ce de pește mai ai, mata? Rogu-te, dăm și mie, că tare mi poftă. Ia, mai puneți pofta în cui, cu un metre urs, că doar nu pentru gustul altuia am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și moaie coada în baltă ca mine și o să ai pește. Păi cu mătră, învață-mă! Te rog, cum aș putea să fac? Că eu nu știu cum se prinde peștele. Atunci vulpea rânji dinții către urși și zice. Alei cu metre, dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți e voia și te învață ce nici nu gândești? Ascultă cu metre, vrei să mănânci pește gras și dulce și bun? Mor, mor, dar cum cu mătră? Cum să nu vreau? spuse ursul pofticios. Du-te, mata, de seară, la băltoaca din marginea pădurii, vărăți coada în apă, stai pe loc, fără să te miști, până dinspre ziua. Atunci smucește vârtos spre mal și ai să scoți mult pește Poate și în trei decât am scos eu. Ursul o ascultă pe vulpe și dă fuga la băltoaca din marginea pădurii. Vârâ cu un apă. În acea noapte, începu să apate un vânt rece de îngheța limba în gură. Îngheță zdravân și apă din băltoacă. Și așa s-a prins coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smucește odată din toată puterea. Vai, vai ce durere pe bietul nostru urs! Sărmanul, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă! Și începe el acum a mormăi cumplit. A sărit în sus de durere. Era supărat și înciutat pe vulpe că l-a amăcit. Ursul s-a hotărât. Mă duc la vulpe să-i cer socoteală. Dar... Dar și reata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârâse deja în scorbura unui copac. Când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga veselă. – Hei, cu metre! dar ți-au mâncat peștii coada, ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă? Ursul, auzind că încă îl mai ia și în râs, se repede iute spre copac și începe a cotrobăi cu o crangă prin scorbură ca să scoată vulpe afară, în zadar n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și iac așa, a rămas ursul păcălit de vulpe.